De ziua poliției, reprezentanții biroului rutier Buzău au prezentat cetățenilor mașinile și motocicletele din dotare. Polițiștii le-au oferit curioșilor numeroase răspunsuri la întrebările lor, dar și sfaturi prețioase cu privire la traversarea regulamentară a trecerilor de pietoni. De fiecare dată recomandarea noastră este să ne asigurăm la această trecere de pietoni, chiar dacă nu avem această obligație. Și mai există o întrebare pe care eu o adresez licienilor. Dacă nu avem trecere de pietoni, pe unde traversăm strada? Și este foarte important acest lucru. Ei ridică din numeri, pentru că zic, nu mai traversăm strada în momentul respectiv. Nu. Și atunci pe unde traversăm strada? Pe la colțul intersecției. Acesta este răspunsul. Într-o lume în permanentă viteză, mulți pietoni uită să se asigure la traversarea trecerilor și sunt implicați în accidente rutiere ale căror victime devin să ne asigurăm în momentul când traversăm strada, mai ales că pe raza județului Buzău cele mai multe evenimente rutiere sunt uh, cu un pieton care traversează neregulamentar. Și în acest weekend un pieton a fost lovit de un autoturism și rănit pe drumul național 1B care leagă Buzăul de Ploiești după ce a traversat fără să se asigure. Pe același tronson, săptămâna trecută, un bărbat și-a pierdut viața fiind izbit în plin de o mașină, tot pe fondul unei traversări neregulamentare.